Suntem pe data de 11 august 2023 și venind prin grădină, trece acum un avion de la aeroportul de la Brașov, trece imediat. Am văzut aici un mic lucru interesant. Ia să mărim. Mărim. Ia să vedem. Îl căutăm pe un trântor. La un trântor ne uităm. Este acolo trântorele și albina se cam luptă cu el, așa să zicem. Nu vrea să-l mai lase să intre în stup. Iată, a mai ieșit unul cu o albină în spate. Îl duce afară cu ei din stup. S-a cam terminat cu trântorii. De acum albina se va lupta să-i scoat afară din stup. Iată ce fain se vede. Culesul s-a terminat, așa că trântorii sunt de acum dați afară din stup pentru a nu consuma prețioasa miere pentru iarnă. Bine, acum dacă ne uităm în stup și în stup trântorii sunt puși de o parte, probabil în spatele ramelor pentru a nu consuma mierea. Cam atât am vrut să vă arăt în această zi cum sunt trântorii dați afară din stup. Până data viitoare, numai bine! Ia să văd că am mai văzut la încă un stup. Același lucru și aici. Și aici același lucru se întâmplă. E o luptă împotriva la trântori. N-o să-i mai lasă de acum încet, încet să intre în stup. La fel și aici, uite, săracul trântoră. Stă acolo, uitați-l, nu mai are voie să intre în stup. Bun, cam atâta, până data viitoare, numai bine!